boabele pe jos pe aici, ele compromis 100%, nu mai se alege nimic. Eu am pierdut o suprafață de 500 de hectare de grâu, care nu mai pot să mai recuperez nici 100 de kilograme la hectar, nimic, nu se mai poate recupera nimic. Eu am în jur de 200 de hectare de rapiță, în jur de 150 de floarea soarelui, 400 de grâu și porumb, iarăși vreo 170 de hectare. Afectate rău? V-am spus, e aproape 100%. În iulie 2014, zona sudică a județului Mehedinți era lovită de o grindină care distrugea culturile de pe mai bine de 3500 de hectare. Fermierii au cerut încă de atunci un ajutor de calamitate, altfel, spuneau ei, nu vor mai avea cu ce să înființeze culturile viitoare. În Mehedinți, în total, au fost declarate calamitate aproximativ 10.000 de hectare, dar nu toți fermierii afectați vor primi despăgubiri. Contul maxim al sprijinului financiar, conform ajutorului de minim, se încadrează pentru cereale și plante tehnice la 335 de lei pe hectar. La legumele în câmp și pepeni, 610 lei pe hectar. La cartofi, 700. La plantații pomicole, 1200. Plantații viticole, 500. Sfeclă de zahăr, 400 de lei pe hectar. Luceanu, muștar, tutun, 250. Căpșuni, 300. Culturi în spații protejate, 1200 de lei pe hectar. Nu toți au întocmit procese verbale la vremea producerii fenomenului. Deci la vremea producerii fenomenului, în speța anul trecut, când au fost condiții meteorologice nefavorabile. Ajutorul pe care îl va primi fiecare fermier sau exploatație agricolă nu va putea depăși suma de 15.000 de euro.